Bună seara, prieteni, și bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi noi suntem în Turcia, în vacanță, și am făcut rezervare la un restaurant de la mine din hotel, dar mai elegant, ca să zic așa. Și o să fie un fel de date night al meu și al lui Teo și m-am gândit să filmez repede și un get ready with me, să vă arăt cum mă machiez, cum îmi fac părul și cum îmi îmbrac. Așa că hai să începem, pentru că am o oră la dispoziție. O să-mi prind părul prima dată ca să pot să mă machiez. Wow, ce hairstyle fashion. Mai departe, o să mă demachiez, chiar dacă n-am machiaj. Pur și simplu îmi pregătesc fața, știți deja povestea. O să încep cu sprâncenele, pentru că mereu încep cu sprâncenele, și o să încep cu noua mea rutină de sprâncene, care constă în două produse de la Benefit și unul de la Anastasia, și anume Brow Vogue, cred, Conditioning Primer. Este un primer de sprâncene și 24 Hours Setter de la Benefit, îl știți sigur, și asta este un creion de la Anastasia. Și prima dată dau cu primerul. Iau aici produs. Și efectiv împieptăn așa ușor sprâncenele cu el. Și în partea cealaltă. Problema mea este că eu mi-am luat la mine două fonduri de ten, pentru că m-am gândit că o să mă bronzez între timp și că nu o să mai fie bune nuanțele vechi, dar m-am bronzat mai mult decât mă așteptam și tot nu mi-e sunt bune. Acum dau cu gel de sprâncene să le fixez. Nu le vreau stufoase. O să le dau pur și simplu o formă un pic mai subțire, doar să pară aranjate. Ceva de genul ăsta, și ridic aici colțul și cam așa să arate și facem repede și următoarea. O să vedeți că și outfit-ul pentru seara asta este unul pe care l-ați văzut în vlogul cu rochițe. Dacă l-ați văzut, dacă nu, puteți să mergeți să-l vedeți. Dar nu vă zic încă ce rochiță e, o să trebuiască să așteptați să vedeți. Acum am venit cu creionul să umplu puțin pe unde am un gol sau ceva de genul ăsta. Acolo unde e cazul, pentru că nu am foarte mult de umblat la sprâncene de obicei. Nici nu-mi place, știți deja, cred. Dacă ați auzit și voi un țipăt, știți că este un bebeluș care este fie în dreapta noastră, fie în stânga noastră și-l aud în fiecare noapte. Și acum șterg puțin pe deasupra și pe dedesubt, pe unde poate mi-a rămas gel, pentru că după aia o să facă fondul de ten coliție, și începem cu machiajul ochilor și o să încerc să mă mișc cât de repede pot. Oricum nu vreau să fac nimic complicat, o să fie un make-up foarte simplu pe care puteți să-l copiați și voi. Chiar dacă vreți un make-up de zi sau de noapte, o să fie perfect. Prima și prima dată iau concealerul de la Tarte, pe care nu-l folosesc pentru cearcăne, o să-l folosesc pentru definirea sprâncenelor mele. Iar eu, din păcate, sunt în pană de pensule, pentru că mi-am luat foarte puține la mine și nu am nimic potrivit, așa că o să folosesc pensula de foarte ten. Și în felul ăsta am definit și sprânceana și mi-am pregătit și ploapa pentru fard. Facem și pe următorul foarte repede. Iar acum o să iau singura paletă pe care am luat-o la mine, și anume asta de la Too Faced Cinnamon Swirl, care are doar nuanțe de nude. Nude bronzy și are o culoare magent. Dar nu o folosesc eu azi pentru că nu e culoarea potrivită. O să iau o pensulă curată. Știu că nu arată că este curată. Și o să iau un fard de genul ăsta pentru bază, pe care pur și simplu îl iau și îl tapotez cumva ca să fixez anticearcănul. Și cu aceeași pensulă mă duc într-o nuanță mai închisă de maro, ca să-mi conturez cumva ochiul și îl alungesc puțin, foarte puțin. Și mă duc cu el până în ploapă cu blending-ul și vă arăt la ochiul ăsta imediat exact ce am făcut. Am luat fard și am pus pensula direct în adâncitura asta, nu știu cum se numește, mi-a zis Ioana la un moment dat, dar nu mai știu. Un fard în adâncitura asta. Și acolo rotesc și urc un pic în cut crease aici. La fel, alungesc foarte puțin și urc cu blending-ul până sub sprânceană. Deja ochii mei arată mai conturați, mai frumoși, mai ok. Și mai iau încă un fard și mai închis. Să fac același lucru, doar că la un nivel mai mic. Am pus aici în adâncitură și fac aceeași mișcare, ca să vină cumva treptat. Bun, am terminat
cu fardumarul, iau o pensulă plată, dau puțin spray de fixare, puțin și am pus jumătate de sticlă. Și acum o să iau un farții de fapt ceva auriu, mă gândesc. Cred că o să-l iau chiar pe ăsta. Nu e auriu, e cărămiziu, dar mi-a plăcut mai mult decât cele aurii. Și acum, pur și simplu, prima dată eu aplic fardul ăsta psi de fat cu sclipici când mă interesează, prima dată pe mijlocul plapei. Și apoi îl dau stânga-dreapta, ca atunci când pică lumina pe cel mai înalt punct al ochiului să se vadă cel mai mult sclipiciu. Deci, vă rog să-mi spuneți că ați înțeles ce vreau să zic. Și pur și simplu aplic până în cut crease, așa. Și acum, aici unde se vede urât, pentru că este fard aplicat cu pensulă plată și o să se vadă linie dură, o să vin cu o pensulă de dinainte, de fapt, și o să difuzez puțin. Încă o dată și la celălalt ochi. La fel venim aici ca să difuzăm orice linie mai dură. De fapt, unde se vede urât. În mod normal mi-aș fi făcut și o linie de duș, dar nu cred că mai am timp pentru că eu trebuie să-mi fac și părul după aia și să-mi și calc rochea. Wow! Putem să apreciem pentru o secundă părul meu creț, ondulat, mă rog, care revine și stă așa după baie, nu l-am mai văzut de ani de zile așa. Nu o să facem tuș astăzi pentru că tocmai m-am uitat la ceas și mai am 30 de minute. Așa că trecem la față. Urați-mi, vă rog, din suflet succes. Pentru față am fondul ăsta de ten care sper să se potrivească cât de cât, de la Anastasia în nuanța 240N. Nu vreau să pun prea mult pentru că nu e cazul. Și acum folosesc pensula de fond de ten și întotdeauna când aplic fondul de ten aici, de fapt aici, în zona jawline-ului și al firelor de păr al pufului facial, tot timpul aplic trăgând în jos, nu dau în sus niciodată, pentru că în felul ăsta aș zbârli puful ăsta și ar sta în toate direcțiile și s-ar vedea urât, ar face urme în fond de ten, așa că tot timpul am grijă să îl dau în jos. Da, este foarte deschis în momentul de față pentru mine, dar nu am ce să fac, o să-l mai închid din contur. Trebuie să ne adaptăm oricărei situații și să facem să meargă, așa că acum mai departe trecem la pudră și o folosesc pe cea de la Huda Beauty în nuanța banană. Mă cheamă Cesima și uit foarte des lucruri. Am uitat să-mi iau și pensula de pudră la mine, așa că o să folosesc pe asta care nici nu știu ce caută cu mine aici. O să fac puțin baking în loc de anti-charcan, pentru că e mai rapid și mai ușor și mă și ajută pudra asta pentru că vreau să fac și machiajul de sub ochi și în cazul în care îmi pică ceva fard, o să-l iau după aia mai ușor. Restul feței o pudrez pur și simplu. Mă întorc la pensulica de bază, la fardul ăsta al doilea, nu cel mai închis, ăla de mijloc. Iau puțin și am grijă pentru că pensula e cam mare. Am aplicat și sub ochi, vedeți diferența? Nu uitați niciodată de machiajul de jos, dacă vă place, bineînțeles. De cele mai multe ori mi se pare că un machiaj e efectiv neterminat dacă ploapa inferioară e goală așa. Șterg și pudra de sub ochi și trecem la contouring și o folosesc bronzing powder. Dar îmi place foarte mult pentru că este așa, are și puțin iluminator și blush în el. Și eu l-am folosit și iarna, îl folosesc și acum vara și îmi place la nebunie. Efectiv, îl iau peste tot cu mine, îl folosesc în continuu și în continuare am cât să mă mai țină tot pe atât. Și așa cum v-am zis, voi puteți ori să faceți machiajul ăsta și să-l lăsați efectiv așa, ori puteți să puneți un fard gel peste el și să fie un wet bronzy ceva, ori eyeliner și să-l duceți în machiaj mai de noapte, cum vreți voi. Mie mi se pare un machiaj foarte ușor și în ultimul timp e mai go-to, cum s-ar spune. Am dat cu bronzerul ăsta și pe frunte și puțin jawline aici și un pic pe nas. Mai departe trec la blush și îl folosesc pe ăsta de la KVD Beauty în nuanța Fox Glove. Iau puțin și încep să aplic de aici. Eu pun și pe nas, efectiv în mijlocul nasului și apoi îl trag să unesc. Nu vă speriați dacă arată prea blushy, pentru că imediat o să-l rezolvăm și vă arăt cum. Bun, și acum, în mod normal, ați spune ce simți, ce este neregulă cu tine și de ce atât de mult blush în obraj. Nu am, pentru că iau pensula de pudră și combin blush cu bronzerul, să nu se vadă două nuanțe diferite. Făcând asta, s-a mai dus și din nuanța blush-ului. Trecem la iluminator și o să folosesc paleta asta de la Dior, care este săraca vai de capul ei. Am spart-o în fiecare vacanță pe care am luat-o. Și o să iau iluminatorul ăsta mai maro, mai bronzy. Dar nu vreau atât de mult, așa că o să fac efectiv una. A doua, nasul sub sprânceană.
Întotdeauna. Un alt lucru pe care, dacă nu-l fac, mi se pare că nu am terminat machiajul, efectiv. Fac același lucru și cu iluminatorul, să nu se vadă o linie, din nou, o linie dură pe față. Și am uniformizat tot. Acum un mic truc pe care îl fac în ultimul timp în continuu este să iau puțină pudră, iau așa pe deget și efectiv mi-am pus pe gene, puțin, nu exagerați, cum am făcut eu acum, pentru că s-ar putea să vă intre în ochi și să vă strice machiajul. Ok, pentru că mi s-a întâmplat asta și pentru că nu vreau să încep să plâng, o să mai aștept puțin. Care era ideea? Că dacă aplicăm pudră pe gene și apoi dăm cu mascara, o să funcționeze mascara mai bine și să arate genele mult mai lungi și mai curbate. Iar noi acum trecem la păr. Și inițial, ideea mea era să îl îndrept și să-l usuc cu peria, dar văd că se încrețește singur și eu mai am efectiv 15 minute. Și nu știu ce să fac mai repede. Așa că o să luăm puțin spray cu sare de mare, care este al lui Teo, dar nu contează. Dăm puțin în păr și la vârful special. Și acum o să-mi iau feonul, care are capătul ăsta de difuzor, oare așa îi zice. Și o să secționez părul din nou, ca să-mi fie mai ușor. Și o să-l usuc să vedem ce iese. Dacă nu iese bine, vă zic sincer că n-am ce să fac. O să-l prind în copt și aia e. Arată într-adevăr promițător, să zicem, se încrețește, e ok. În mod normal, dacă eram acasă, ar fi trebuit să-i mai aplic și alte produse care să-l ajute să se facă mai frumos și să definească buclele, dar acum nu avem ce să facem, așa că mergem înainte. Da, nu prea aici trebuie, dar o să continuăm și apoi o să văd dacă îl prind sau nu, pentru că mai am 5 sau maxim 10 minute. Este ceva foarte rău ce se întâmplă acum. Aveam un plan să mi-l fac atât de frumos, să vă și arăt cum îmi fac eu părul frumos la perie, că mă întrebați mereu, dar nu-i problemă. Cu altă ocazie vă arăt, nu știu ce fac eu azi aici, acum. Să fac eu cu asta. Să mă panichez, să-l strâng să nu mă intereseze sau să mă prefac că e tot ok și să merg așa. Mai departe, până mă mai gândesc ce fac cu părul și dacă intru sau nu într-o criză, ne dăm cu mascara și eu îl folosesc pe cel de la Rare Beauty în ultimul timp și este foarte bun. Ce are părul? Îți place? Pe ce are? Păi uite-te la el! Păi mă uit, ce are? E valvârtej, nu are nicio formă. Să mă panichez sau nu? Nu. Bine. Și nu știu dacă v-ați uitat la vlogul în care recreez machiajul Arianei Grande, în care v-am zis eu cum îmi place să mă dau cu mascara. Dacă nu v-ați uitat la fel, puteți să-l găsiți aici. Și dacă vreți să știți, pur și simplu trag ele în exterior, atunci când aplic. Jos aplic foarte puțin, cu pensula perpendiculară. Cumva arată bine părul ăsta, dar când mă uit la spate, s-a terminat. Tergem fondul de ten de pe buze, ca să putem să dăm cu creionul bine, pentru că știți că pe fund de ten se întinde așa și nici nu e prea precis. Și mă dau cu creionul brown de la Melchior, unicul meu creion de buze. Și acum am ăsta de buze de la Fenty. Nu știu dacă e, să-i zic, gloss sau ruj lichid. E mai mult gloss. Și ăsta de la Lanolips. Și am aplicat o singură dungă. Și apoi îl șterg și pe șervețel ca să-mi rămână doar nuanța, nu și partea de gloss, ca să-mi se lipească părul și așa mai departe. Și iluminator cu o pensulă mică plată, același iluminator de la Dior în colțul intern al ochiului. Și de fapt ăsta este ultimul pas, hai că mai zic ultimul pas la încă 15. Spray de fixare. Eu îl folosesc pe cel de la Morphe. Și ăsta este lucrul final. Bine, încă nu știu ce fac cu părul, o să mă duc să mă îmbrac. Trebuie să calc rochia. Mă întorc imediat. Gata, mi-am călcat și rochița și am încălțările astea din Bershka. Rochița este și ea tot din Bershka, cred, dar v-am arătat oricum în celălalt vlog cu rochii. Am călcat-o, părul până la urmă nu am ce să-i mai fac, o să-l las așa în cazul în care o să se umfle prea tare, o să-l prind într-un copt frumos. Ăsta este și machiajul final, iar eu sunt pregătită pentru date. Îți place pe de mine? Mhm. Mergi cu mine la date așa? Mhm. Bine. Dar înainte de asta și ce aș vrea, bebe? Să arunc în apă! Eu vă las, ne vedem data viitoare, până atunci vă pupicesc, să aveți o zi cât mai frumoasă, mă duc să mănânc, pa, pa!